Bine v-am găsit, e timpul știrilor și emisia primului post nistrean de televiziune este continuată de redacția moldovenească. La Hrustovaia, raionul Kamenka, sunt înlocuite sectoarele vechilor linii de furnizare a energiei electrice cu altele noi. Perioadă fierbinte pentru colaboratorii gospodăriei comunale din Dubăsari. Cel mai mare volum de muncă de amenajare orașului este desfășurat anume în timpul sezonului de vară. Vara ne bucură cu fructe și legume și iarmăroace de producție agricolă au loc în orașele și raioanele Republicii. Majoritatea locuitorilor de la sate nu dispun de adeverințele de înregistrare a locuințelor. Drept rezultat, în timpul reformării proprietății imobiliare, de regulă apar probleme. Acum procedura este simplificată și ocupă puțin timp. Organele de stat cheamă sătenii activ să folosească această posibilitate și să-și aducă în regulă toate actele. Majoritatea caselor din mediul rural au fost construite încă la începutul secolului trecut. În ele a locuit nu o singură generație. Cu toate că tot satul știe a cui este fiecare casă, totuși, din cauza lipsei actelor de identificare a proprietății, pentru stat acestea sunt ale nimănui. În așa mod, drepturile proprietarului nu pot fi garantate. Avem destul de multe controversii în privința moștenirii. Sunt situații când moștenitorii, după moartea defunctului, contestă proprietatea, caz în care organelor judecătorești le este complicat să stabilească chiar apartenența defunctului. De aceea ar fi bine de la început să fie totul în regulă, pentru a nu le crea apropiaților probleme cu stabilirea proprietății. Numai după aceasta statul poate garanta că un anumit proprietar va deveni stăpân al moștenirii. În Ministerul Justiției spun că dacă înainte procedura de oformare din cauza birocrației se prelungea câteva luni, apoi astăzi totul poate fi rezolvat timp de 2 săptămâni. De acum nu este nevoie de a pleca la judecătorie și de a demonstra faptul că trăiți într-o locuință oarecare. E de ajuns să vă adresa în administrația de stat locală și a prezenta 2 documente, planurile terenului de pământ și ale construcțiilor, după ce va fi înfăptuită înregistrarea de stat. Sistemul acesta simplificat are un termen de activitate limitat. Până la 1 ianuarie 2015 le recomandăm cetățenilor să folosească mecanismul dat pentru a nu avea probleme în viitor. Pe lângă aceasta, spun în minister, statul tinde spre un mecanism încă mai simplu. Astfel, funcțiile de agrimensor și ale persoanei care aprobă schema construcțiilor o va îndeplini un singur om. La fel, vor fi elaborate recomandări metodice care pe etape vor descrie ce trebuie să prezinte schema construcțiilor. Colaboratorii gospodăriei comunale din Dubăsari, practic anul împrejur, se ocupă de amenajarea, înnobilarea sectorului locativ al orașului. Însă cel mai mare volum de muncă este desfășurat în timpul sezonului de vară. E vorba de reparația acoperișurilor și intrărilor în blocurile locative, a trotuarelor și drumurilor. Realizarea planului schițat depinde de finanțarea din contul bugetului local. În pofida faptului că bugetul raionului este deficitar, totuși au fost găsite finanțe pentru reparația acoperișurilor a 2 blocuri locative. În plan, în decursul trimestrului 3 vor fi reconstruite încă 2. O atenție deosebită în anul curent a fost acordată și reparației drumurilor și trotuarelor orășenești. Reparația parțială a drumurilor a fost executată în volum de plin. E vorba de aproximativ 2527 de metri pătrați. În trimestrul 3 schițăm să desfășurăm reparația capitală a încă 2 străzi. În bugetul local au fost găsite finanțe și pentru reparația trotuarelor. Unul din cele mai costisitoare a fost cel de pe strada Zoei Cosmodemianske. Pentru aceasta au fost alocate aproximativ 500 de mii de ruble. La moment, munca dată este continuată și pe alte sectoare ale orașului. O problemă actuală pentru Dubăsari este insuficiența canalurilor speciale pentru scurgerea apelor. O perioadă îndelungată, problema dată n-a fost rezolvată. În anul curent, primul pas în direcția dată a fost făcut. A fost construit și dat în exploatare canalul pentru scurgerea apelor de pe strada Nabatnaia. Lungimea lui este de 110 metri. Proiectul dat i-a costat bugetului local 270 de mii de ruble. Paralel cu aceasta a fost înnobilat și un alt sector. A fost amenajat și monumentul geologic ce se află la intrarea în localitate. Aici a fost curățită apa din izvor, construit un trotuar nou, instalate bănci. Pentru executarea lucrărilor date din buget au fost alocate 92 mii de ruble.
În fiecare an, angajații rețelelor electrice Caminca schimbă sectoare ale vechilor linii de furnizare a energiei electrice cu altele noi. Acum lucrările se desfășoară în Hrustovaia. Solul Petros creează dificultăți considerabile, dar în ajutor le-au venit colegii din Dubăsari. Specialiștii fac tot posibilul pentru ca lucrările să fie finisate în termene. Vechile linii fixate pe stâlpii de lemn, deja putrezi de timp, sunt schimbate cu fire noi izolate. Energeticienii ne-au relatat că pilonii de beton pe care sunt montate acum liniile vor cere reparația capitală tocmai peste vreo 15 ani. Данный участок линии морально физически устарел. Acest sector deja s-a învechit și moral și fizic, întreit depășind termenele de exploatare. Respectiv, schimbăm aici și contoarele vechi cu altele electronice de tip nou. După reconstrucția în cauză, energia electrică le va fi furnizată abonaților calitativ și fără întreruperi. Deja sunt schimbate circa 60% din cei 5 km și jumătate de fire electrice, prevăzuți de planul de lucru. În ajutor cămincenilor le-au venit colegii din Dubăsari. În procesul de montare sunt antrenate 5 unități de tehnică specializată. Sectorul supus reconstrucției se află pe povârnișuri pietroase și cam abrupte, ce creează dificultăți suplimentare. Наши буры немножко тяжело проходят эти камни, приходится. Burghiurile noastre cam greu sparg aceste pietre, uneori le sfărâmăm manual, străzile sunt cam înguste, mulți copaci, suntem nevoiți să-i curățăm sau chiar să-i tăiem ca să poată trece tehnica. Sectorul în cauză alimentează 160 de abonați. Noua linie se montează paralel cele existente, de aceea furnizarea energiei electrice este întreruptă numai ziua când se efectuează lucrările. Locuitorii de aici tratează cu înțelegere incomoditățile temporare, nutrind speranțe că deconectările de energie în timpul vânturilor puternice vor fi excluse. Conform graficului, aici lucrările se planifică să fie finisate în septembrie. În cartierul Homuteanovca din Bender a fost desfășurat un iarmaroc de legume și fructe. Cetățenii au putut procura produse agricole direct de la producătorii autohtoni, la un preț mai redus. Harbuși copți, persice aromate, miere aurie, roșii, castraveți, toate cu ce ne bucură luna august. Prețurile sunt mai mici ca la piață, căci comercializează marfa înșiși producătorii. Aceștia au fost cetățeni din satele Ciuburciu, Nezavertailovca, Blijnii Hutor, Târnauca. Particularitățile așezării geografice a orașului nostru sunt de așa natură că nu sate învecinate, ceea ce creează anumite dificultăți. Totuși, noi am asigurat participarea producătorilor la iarmaroc. Cetățenii cartierului sunt cointeresați să procure fructe și legume nu departe de casă, mai ales că totul se cumpără în cantități mari. De aceea, locuitorii cartierului diste dimineața au ocupat rând și către orele 10, toți harbujii au și fost cumpărați. S-a cumpărat totul ce am adus. Era chiar un rând mare. Eu, prima din Blijnii Hutor, am sosit în coace. Sunt bucuroasă că am vândut toată marfa. Este pentru prima oară și e foarte bine, căci nu este necesar să mergem tocmai la piața din centru. Principala dorință a cetățenilor cartierului Homuteanovca este ca astfel de iarmaroace să fie organizate cât mai des. În administrație speră că activitățile de acest fel vor fi continuate în oraș și ar fi bine ca gospodăriile ce cresc producția agricolă să fie de asemenea cointeresate să o realizeze în Bender. În Republica a fost deschis sezonul sportiv de vânătoare a păsărilor. Între timp este permis vânatul nu a tuturor speciilor de păsări, ci doar a celor de câmp, holubi și prepelițe. Deja de la 21 septembrie se eliberează permis pentru vânatul rațelor. După 24 noiembrie, holubii și prepelițele vor putea zbura fără de teamă, iar rațele trebuie să fie precaute până la 26 ianuarie. Acum s-a deschis sezonul de vânat al porumbeilor. Nu e permis vânatul fazanilor, a pătărnichii gri și a iepurilor. În anul curent, la aceste specii de animale și păsări nu va începe vânatul, deoarece populația lor este destul de mică. Vânătorii remarcă că astăzi e complicat de a găsi chiar porumbeii. Cauza este că încă floarea soarelui nu s-a copt. De aceea turturica se ține mai aproape de sat, iar în câmp apare rar. În ziua de 23 august, locuitorii Benderului vor marca 69-a aniversare de la eliberarea orașului de sub ocupația germano-fascistă. Despre perioada grea a ocupației, care a început în iulie 1941, când fasciștii au intrat în oraș, și până în august 1944, când el a fost eliberat de armata sovietică, povestește expoziția tematică deschisă recent în Biblioteca Centrală. Fiecare exponat dezvăluie momentele ocupației, lupta ilegală în oraș, eliberarea Benderului. Multe istorii interesante sunt descrise în monografia Benderul, capuri de pod în foc ale războiului, autor Vladimir Persniov, colaborator al Muzeului Etnografic.
Он буквально пошагово вот пишет, как это было. Ел дескрие пас ку пас, кум сау десфешурат атунче венементиле. În această lucrare se povestește despre activitatea organizațiilor ilegale. Sunt și numele de familie ale activiștilor în ilegalitate. Expoziția conține și alte ediții ale autorilor din Bender, Eugeniu Lobanu, Victor Hudeacov, Nicolae Corâtnic, Petru Șpacov și mulți alții. Toți împreună ne ajută să ne reîntoarcem cu circa 70 de ani în urmă, în orașul recent eliberat. După cum am informat anterior, zilele acestea prin Nistrenia trece Calea Crucii. Ea a fost inițiată de către Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove cu ocazia celor 200 de ani de la fondarea ei, marcați în anul curent. S-au alăturat la ea și dubăsărenii. Temperatura înaltă a fost o adevărată încercare pentru participanții procesiunii, însă în pofida arșiței ei făceau câte o mică oprire în fiecare sat pentru ca locuitorii să se închine icoanelor sfinte, să ceară sănătate rudelor și pace țării. Calea Crucii totdeauna este o încercare pentru participanți, însă datorită susținerii Domnului, rugăciunii, greutățile sunt învinse. Suntem în drum mai bine de o săptămână, suntem escortați de ambulanță și mașina inspectoratului auto de stat. Le mulțumesc tuturor șefilor administrațiilor de stat pentru ajutor și susținere. Calea Crucii va trece prin toate raioanele Republicii. În zi, participanții parcurg până la 15-20 de kilometri. Va dura procesiunea timp de 50 de zile. În această perioadă, ei urmează să parcurgă sute de kilometri. Suntem fericiți că Calea Crucii a trecut și prin satul nostru. Adesea, în vâltoarea zilelor cotidiene, a problemelor, noi uităm de credință. Astăzi am avut posibilitatea să ne apropiem de icoanele sfinte, să cerem iertare de la Dumnezeu pentru păcatele noastre. În aceeași zi, la Calea Crucii s-au alăturat și în Coșnița Nouă, Alexandrovca Nouă, Vasilievca. Procesiunea va finisa în ajunul sărbătorii acoperământului Maicii Domnului. Atât pentru această ediție. O zi bună în continuare tuturor. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine 13 august se așteaptă înnorări variabile fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest cu viteza de 5-8 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea la nord plus 18 plus 20 de grade, ziua plus 31 plus 33. Noaptea în capitală 19-21 de grade, ziua plus 32 plus 34.